Bine m-am găsit la un nou vlog. Astăzi se schimb bucșile din brațele din față de la Lin Hai Buyang. Haideți să vă arăt și cum arată. Două feluri, apar n-am încă nici eu cum vin și care vin acolo. Ăsta e mai lung, iar ăsta e mai scurte, dar dimensiunea e cam aceeași. Așa că o să le dau jos pe cele vechi și o să văd care potrivesc acolo. Am să vă arăt prima dată ce joc am în brațe, să vedeți de ce vreau să le schimb. Uitați-vă ce joc au. Cred că se vede destul de bine în cameră. Așa că o să ridic ATV-ul, o să dau jos roțile prima dată, să am acces mai bun la bucșe și desfacem după aia bucșele să vedem ce e acolo. Mi se pare tare interesant ca Lin Hai ăsta Buyang și șuruburile și sistemul ăsta seamănă foarte mult cu cel de la Polaris. Parcă și brațele astea seamănă cu modelul de la Polaris. De la Polaris aici am făcut ceva distanțiere de i-am întărit un pic, i-am întărit un pic alt. Șurubul de 16. Scos, da. Nu mă lasă pe celălalt să scot, așa că o să pun o piuliță aici, o să-l strâng înapoi și după aia o să-l desfac asta înapoi. Pus o piuliță. Am să pun, șurubul înapoi, dar nu pot să-l desfac celălalt. Ți-am pus înapoi șurubul cu piulița, ăsta strâng, și atunci o să pot să desfac partea asta. Acum o să slăbesc ăsta care l-am pus, contra piolița. Așa, și scoatem și șurubul ăsta. Descos-i mai rău, că de băgată nu-i problema.
are o tijă dintr-o parte până în cealaltă și sunt bucșile alea care țin să nu joace. Încerc cu șurubelul să le scot. Da, perfect. Asta e bușa din mijloc, adică axul din mijloc. Asta e bușile. Asta e axul din mijloc. Iar asta e bușa din partea cealaltă. Nu, dar asta strânge. Acum pe față e dusă. Asta e destul de ok. Să-l cură și după aia să băgăm la... Să băgăm vazelină după aia. Asta este astea nouă. Sunt de urmă. Pare că mai am.
face asta nu mi-e atât. Așa vizorul. Am decurs destul de bine pe partea asta. Hai să vă arăt și jocul acum. Uitați-o. N-are nici un pic de joc acum. Perfect. Păcat că n-am agresor aici. Așa că de uns la uns acum. Iar până găsesc un agresor, să-i fac un pic de vazelină aici la... Da, să nu costă de gresaj. E ok. Cu partea asta schimb canta. Mergem pe partea cealaltă. Mai înainte să mă apuc de el, vreau să vă arăt ce joc are pe partea asta. Facem aceeași treabă. Odată slăbesc. Eu nu știu, asta trebuie să slăbesc. Așa. Pot asta afară. O parte asta merge mai bine, dacă știu. Viorița ca pe partea cealaltă. Acum slăbesc șurubul cu partea asta. Dacă ați schimbat, să strângeți, se strânge șurubule tare pentru că șurubule se strâng până ajung pe axul din mijloc, nu pe ăsta cu cauciuc. Asta mi-e tot mi-e dus. Under pressure, no more time. Can we make a move? Overthinking. Asta cam aproape tot am pus. What do we have to lose?
chiar m-am gândit să-l vând, nu știu, poate eu am să încerc să-l vând aici în Germania, pentru că nu știu dacă are rost să mă duc până în România. Nu știu, nu știu încă, sincer, ce să fac, da. Sau putea să-l vând aici, în Germania. Cineva a fost interesat pentru el, eu scrie, dar după aia nu mai zic nimic, așa că, nu știu, vedem până la urmă mai este. Schimbați bucșurile, să nu uitați neapărat să să gresați aici unde are șurubul ăsta de gresaj. Trebuie să fac și eu cum o să gresez, pentru că dacă nu gresați, nu gresați iar bucșile. Așa că sunt destul de scumpe. Nu prea mult sub de la pulsatul ăsta. Nu știu care mult pulsatul cum arată. Să-mi dați un like, să vă abonați și până la următorul vlog, vă doresc numai bine. Ciao, ciao!